mă bucur să ne revedem la cele mai frumoase probleme de fizică. Vă voi prezenta azi o problemă pe care mulți o cunoașteți, cred, dar cu o completare, o întrebare suplimentară pe care cei mai mulți nu o cunoașteți. Mă rog, așa cred. Vom vedea. Este vorba despre aruncarea oblică a unui corp, așa cum vedeți în desen. Un corp este aruncat cu o viteză inițială notată cu V. De obicei, viteza inițială se notează cu V0, dar am vrut să simplific notația pentru că voi avea mult de scris. Și această viteză inițială face un unghi alfa, se vede pe desen, cu orizontala. De obicei, la probleme de acest tip, se cer timpul total de zbor, înălțimea maximă la care ajunge corpul în timpul zborului, distanța măsurată din punctul de aruncare până în punctul în care cade corpul, măsurată pe orizontală, distanța care se mai numește și bătaia aruncării și de multe ori se cer și maximele acestor mărimi în funcție de unghiul alfa. Adică presupunând că modulul vitezei rămâne același, dar unghiul alfa variază de la 0 la 90 de grade, vom avea maxime pentru mărimile despre care am vorbit, adică timpul total de zbor, bătaia aruncării și înălțimea maximă la care ajunge corpul în timpul zborului. Se mai poate cere de asemenea și forma traiectoriei. Ce formă are traiectoria în acest caz? Ca să fac problema mai interesantă, vă voi arăta și cum se poate calcula distanța parcursă de corpul aruncat pe traiectorie. Să nu confundați această distanță cu bătaia aruncării. Distanța măsurată pe traiectorie este, de fapt, lungimea curbei pe care o descrie corpul, lungimea traiectoriei. Și vom încerca să calculăm și acest lucru, ba chiar și unghiul pentru care această lungime devine maximă. Ce trebuie să știm ca să răspundem la toate acele întrebări despre care v-am vorbit? Cu toate că problema pare destul de complexă, nu e nevoie de multe cunoștințe de fizică. Trebuie să știm odată legea spațiului pentru mișcarea uniformă, legea spațiului pentru mișcarea uniform variată, legea vitezei pentru mișcarea uniform variată și mai trebuie să știm să descompunem viteza pe două direcții perpendiculare, să le luăm pe rând. Legea spațiului în mișcarea uniformă este x, este egal cu x0 plus v ori t, unde x0 este coordonata inițială. Legea spațiului în mișcarea uniform variată, să folosim altă coordonată, să zicem y, este y, este egal cu y0 plus v0t, unde v0 este viteza inițială, și plus accelerația înmulțită cu timpul la pătrat supra 2. Și în fine, legea vitezei în mișcarea uniform variată este v, este egal cu v0, plus accelerația înmulțită cu timpul. Cât despre descompunerea vitezei pe două direcții perpendiculare, avem nevoie ca cele două direcții să fie perpendiculare pentru că vorbim despre orizontală și verticală. Puteți vedea acest lucru în acest desen. Viteza V are două componente, Vx, componenta pe orizontală, și Vy, componenta pe verticală. Și se vede din desen că avem relațiile Vx este V ori cosinus de alfa și Vy este V înmulțit cu sinus de alfa. Și bineînțeles, se mai observă că viteza la pătrat este Vx la pătrat plus Vy la pătrat. Avem această relație între viteză și componentele ei. Înainte de a începe, voi face trei precizări scurte, dar importante. Prima este aceea că voi considera corpul aruncat ca fiind un punct material.
Cu alte cuvinte, dimensiunile lui sunt foarte mici față de traiectoria pe care o descrie și nu ne interesează dimensiunile corpului. Vom vorbi, deci, despre un punct material. Chiar dacă voi spune corpul respectiv, mă voi referi, de fapt, la un punct material. A doua precizare este aceea că în toate calculele pe care le voi face, voi neglija forța de frecare cu aerul. Asta înseamnă că rezultatele pe care le voi obține sunt cu atât mai bune, cu atât mai precise, cu cât viteza inițială, viteza de aruncare se mai numește, este mai mică. Pentru că la viteze mici se poate neglija frecarea cu aerul. În fine, a treia precizare este aceea că zborul se realizează într-un câmp gravitațional constant. Adică, în fiecare punct al traiectoriei, intensitatea câmpului gravitațional este aceeași. De fapt, se poate spune acest lucru cu cuvinte mai simple, și anume, în fiecare punct al traiectoriei, greutatea corpului aruncat este aceeași. Nu doar ca modul, ci și ca direcție. Cam acestea sunt cunoștințele necesare și precizările pe care a trebuit să le fac, așa că putem să începem. Deoarece în timpul zborului, singura forță care acționează asupra corpului nostru este greutatea și greutatea, așa cum am precizat, este constantă în fiecare punct al traiectoriei, are același modul și aceeași direcție, înseamnă că accelerația corpului aruncat este doar pe verticală. Nu există accelerație pe orizontală pentru că nu există forțe pe orizontală. Și atunci asta mai înseamnă că putem considera că mișcarea pe care o descrie corpul aruncat oblic este de fapt suprapunerea a două mișcări. O mișcare uniformă, cu viteză constantă, deci pe orizontală, și o aruncare pe verticală, o mișcare uniform variată pe verticală cu accelerația gravitațională, de fapt cu minus g mic. Pentru că în momentul inițial componenta vitezei pe verticală este în sus, în timp ce forța care acționează greutatea este în jos. Avem deci suprapunerea a două mișcări, o mișcare uniformă pe orizontală și o mișcare uniform variată cu accelerația negativă minus G pe verticală, o aruncare, de fapt, pe verticală. Materialul scurt, video care urmează, încearcă să vă convingă de acest lucru. Acum vedeți, de mai multe ori, aruncarea unui corp pe verticală în sus, într-un clip rulat cu încetinitorul. Iar acum veți vedea același clip, dar în timpul rulării lui, imaginea se va mișca spre dreapta. Se poate observa că traiectoria obiectului aruncat este pe ecran identică cu traiectoria unui corp aruncat oblic. Deci, prin suprapunerea unei mișcări uniforme pe orizontală peste mișcarea de aruncare pe verticală a unui corp, se obține o mișcare de aruncare oblică. Pentru mișcarea pe orizontală, care este o mișcare uniformă, avem următoarea lege a spațiului. X este egal cu V indice X ori T. V indice X fiind componenta vitezei pe direcția orizontală. Știm că V indice X este V ori cosinus de alfa și atunci avem legea de mișcare X egal cu V ori cosinus de alfa ori T. Legea spațiului pentru mișcarea pe orizontală. Mișcarea pe verticală este o mișcare care are accelerație, și anume are accelerația minus g mic.
Și atunci legea spațiului pentru această mișcare va fi y este egal cu v indice y ori t minus g ori t pătrat supra 2 și v indice y știm că este v ori sinus de alfa, așa că y va fi egal cu v ori sinus de alfa ori t minus g t pătrat supra 2. Și avem și legea spațiului pentru mișcarea pe verticală. Acum, legea vitezei pentru mișcarea pe verticală este v, să notăm viteza la un moment dat, v indice t, viteza pe verticală, componenta vitezei pe verticală, este viteza inițială pe verticală, care este vy, minus g ori t. Pentru că accelerația este minus g. Și făcând din nou înlocuirea vy egal cu v ori sinus de alfa, obținem că v indice t este v ori sinus de alfa minus g ori t, care este legea vitezei pentru mișcarea pe verticală. Și acum știm cam tot ce ne trebuie ca să rezolvăm problema. Să începem cu timpul de zbor. Cât timp se găsește în aer corpul aruncat cu viteza v, care face un unghi alfa cu orizontală. Acum veți vedea avantajul considerării mișcării noastre ca fiind suprapunerea a două mișcări. Deși la prima vedere pare că în felul ăsta complicăm lucrurile, anumite mărimi sunt mult mai ușor de calculat dacă ne gândim la una singură dintre cele două mișcări. De pildă, timpul total de zbor este același pentru cele două mișcări, cea pe verticală și cea pe orizontală, nu? Pentru că, de fapt, nici nu sunt două. Sunt două mișcări a căror suprapunere duce la mișcarea pe care o avem de rezolvat. Și atunci, dacă vom găsi timpul de zbor pentru una dintre mișcări, am rezolvat problema, pentru că cele două mișcări la care ne gândim au loc simultan și evident că au același timp de zbor. Așa că ne gândim la mișcarea pe verticală. Legea vitezei în mișcarea pe verticală este v indice t egal cu v ori sin de alfa minus gt. Dacă punem condiția în această relație ca viteza la un moment dat să fie 0, atunci timpul din această relație devine timpul de urcare, timpul necesar pentru ca acel corp aruncat să ajungă la înălțimea maximă. De ce? Pentru că la înălțimea maximă corpul se oprește o clipă, viteza lui acolo devine 0. Și apoi schimbă sensul și corpul începe să coboare. Deci, punem condiția v indice t este 0 și atunci acest t devine de fapt timpul de urcare. Și avem g ori timpul de urcare este egal cu v ori sinus de alfa, ceea ce înseamnă că timpul de urcare este v ori sinus de alfa supra g. Dar ăsta e doar timpul de urcare. Pe noi ne interesează timpul total de zbor. Păi mai este și timpul de coborâre. Dar cele două mișcări de urcare, respectiv de coborâre, sunt simetrice. Au loc pe aceeași distanță și cu aceeași accelerație. Numai că odată accelerația e pozitivă, odată e negativă. Ceea ce înseamnă că și durata lor este aceeași. Timpul de coborâre este același cu timpul de urcare și înseamnă că timpul total de zbor, să-l notăm cu T mare, va fi de fapt timpul de urcare plus timpul de coborâre, adică va fi de două ori timpul de urcare. Și obținem relația finală că timpul total de zbor, T mare, va fi de două ori v ori sinus de alfa, 2v ori sinus de alfa, supra g. Și mai este întrebarea, când va fi acest timp total de zbor maxim? Pentru ce unghi va fi el maxim? Păi va fi maxim atunci când
sinusul va avea valoarea maximă, adică 1. Ceea ce înseamnă că timpul total de zbor este maxim când corpul este aruncat pe verticală, când unghiul de aruncare este 90 de grade. Acum să calculăm care este înălțimea maximă la care ajunge corpul aruncat în timpul zborului. Din nou putem rezolva această întrebare gândindu-ne doar la mișcarea pe verticală. Și anume, dacă scriem formula lui Galilei pentru mișcarea pe verticală, avem așa. V indice T la pătrat, viteza la un moment dat la pătrat, este viteza inițială la pătrat, viteza inițială pe verticală este VY, minus 2GH. În loc de accelerație, avem deci minus G. Iar în loc de distanța parcurs, avem înălțimea la care se găsește corpul nostru. Dacă punem condiția din nou ca V indice T să fie 0, asta înseamnă că ne referim la momentul în care corpul a ajuns la înălțimea maximă. Acolo se oprește pentru o clipă. Și atunci H nu mai este un H oarecare, dacă punem această condiție, ci este chiar H maxim. Corpul a ajuns la înălțimea maximă și acolo s-a oprit o clipă. Și avem atunci așa. V Y la pătrat, adică V pătrat ori sinus pătrat de alfa, este egal cu 2G ori H maxim. De unde H maxim este V pătrat ori sinus pătrat de alfa supra 2G. Înălțimea maximă la care ajunge corpul în timpul zborului este dată de această relație. Când va fi această înălțime maximă? Cât trebuie să fie unghiul alfa pentru ca acel corp aruncat oblic să ajungă la cea mai mare înălțime? Păi, din nou, se vede că atunci când sinus de alfa va avea valoarea maximă. Adică, din nou, atunci când alfa va avea 90 de grade. Deci, evident, știm asta, înălțimea maximă la care ajunge un corp aruncat este cea mai mare atunci când aruncarea se face pe verticală, adică atunci când unghiul de aruncare este de 90 de grade. Și acum bătaia aruncării, adică cum calculăm distanța la care cade corpul, măsurată pe orizontală, față de locul din care a fost aruncat. De data asta folosim legea mișcării pentru mișcarea pe orizontală. Adică x este egal cu v ori cosinus de alfa ori t. Și dacă punem aici condiția ca t să fie de fapt timpul total de zbor, atunci vom găsi, de fapt, bătaia. La ce distanță cade corpul față de punctul din care a fost aruncat. Să notăm bătaia cu x indice b. Ea va fi egală cu v ori cosinus de alfa ori t mare, adică 2v ori sinus de alfa supra g, care se poate scrie 2v pătrat sinus de alfa ori cosinus de alfa supra G. Și avem formula cu care putem calcula bătaia aruncării. Bineînțeles că ea depinde de V și de unghiul alfa. Mai rămâne întrebarea când va fi bătaia maximă. Pentru ce unghi alfa, dacă considerăm că modulul vitezei rămâne același, la ce unghi voi obține bătaia maximă? Pentru ce unghi corpul va cădea la distanța cea mai mare de locul din care a fost aruncat? Pentru asta folosim o relație trigonometrică. De două ori sinus de alfa ori cosinus de alfa este sinus de 2 alfa. Și atunci formula bătăii devine x indice b egal cu v pătrat ori sinus de 2 alfa supra G. Și acum se vede că
maximul se atinge atunci când sinus de 2 alfa ia valoarea 1, ceea ce înseamnă că alfa trebuie să ia valoarea de 45 de grade. Și am găsit că dacă arunc un corp cu o anumită viteză, el va cădea la distanța cea mai mare de locul din care a fost aruncat, dacă unghiul de aruncare este 45 de grade. Și acum să vedem ce formă are traiectoria, adică ce curbă descrie corpul aruncat oblic. Pentru asta avem nevoie de expresia analitică a curbei y funcție de x. Și ca să ajungem aici, trebuie să eliminăm timpul din legile spațiului pentru cele două mișcări suprapuse. Din legea spațiului pentru mișcarea pe orizontală, vedem că timpul se poate scrie x supra v ori cosinus de alfa. Și atunci y devine v ori sinus de alfa ori t, adică ori x supra v ori cosinus de alfa, minus g supra 2 ori t pătrat, adică ori x pătrat supra v pătrat ori cosinus pătrat de alfa. Aici viteza se simplifică și obțin că y este x înmulțit cu sinus de alfa pe cosinus de alfa, adică cu tangentă de alfa, minus g supra de 2 ori viteza la pătrat ori cosinus pătrat de alfa înmulțit cu x pătrat. Cu alte cuvinte, avem următoarea formă a expresiei analitice. Y este egal cu minus a ori x pătrat și plus b ori x, unde a și b sunt două constante. Ei, această expresie, această funcție a lui y de x îmi arată că am de a face cu un arc de parabolă. Este expresia analitică a unui arc de parabolă, așa cum vedeți pe desen. Parabola trece prin centrul de coordonate, pentru că se vede că dacă îi dau lui x valoarea 0 și y ia valoarea 0, iar coordonatele vârfului ei sunt ușor de văzut, și anume x indice v, coordonata x a vârfului, se vede că este jumătate din bătaia aruncării, adică este v pătrat ori sinus de 2 alfa supra 2g, iar coordonata y a vârfului este de fapt înălțimea maximă la care ajunge corpul în timpul aruncării, adică y indice v este de fapt h maxim, adică v pătrat ori sinus pătrat de alfa supra 2g. Deci acestea sunt coordonatele vârfului parabolei. În final, după cum v-am promis, voi calcula și ceva mai interesant, și anume distanța măsurată pe traiectorie pe care o parcurge corpul aruncat. Sau cu alte cuvinte, lungimea arcului de parabolă pe care îl descrie corpul aruncat. De asemenea, vreau să calculez și pentru ce unghi de aruncare lungimea arcului de parabolă este maximă. Sigur, considerând una și aceeași viteză. Viteza, modulul vitezei fiind constant. Ca să calculăm lungimea traiectoriei, avem nevoie de calcul integral. Voi arăta pe scurt cum se calculează pentru cei care se descurcă cu calculul integral. Pentru ceilalți rămâne rezultatul. Veți avea o formulă cu ajutorul căreia puteți calcula, dacă știți modulul vitezei și unghiul de aruncare, lungimea arcului de parabolă descris de corp.
Și de asemenea, veți putea afla care este unghiul, din nou fac precizarea pentru una și aceeași viteză ca modul, care este unghiul de aruncare pentru care lungimea arcului de parabolă este maximă. Să presupunem, așa cum se vede în desen, un element de lungime de pe traiectorie pe care să-l notăm cu DL. Și să presupunem că el este atât de mic, lungimea lui este atât de mică, încât îl putem considera un segment de dreaptă. DL are două componente. Una pe orizontală, să o notăm cu DX, și una pe verticală, DY. Și aceste două componente se pot calcula cu ajutorul vitezelor pe cele două direcții, adică DX este V indice X ori DT. De DT este intervalul de timp foarte scurt în care mobilul parcurge elementul de lungime DL. Iar DY este V indice Y ori DT. Adică DX este V ori cosinus de alfa ori DT, în timp ce DY este V ori sinus de alfa minus G ori T ori DT. Pentru că viteza pe verticală nu este constantă. Depinde de timp. Componenta vitezei pe verticală. Se vede în desen că DL la pătrat este egal cu DX la pătrat plus DY la pătrat. Și atunci DL va fi radical din DX la pătrat plus DY la pătrat. Adică va fi V pătrat ori cosinus pătrat de alfa, DT, o să îl dau factor comun și va ieși de subradical, plus V ori sinus de alfa minus G ori T la pătrat și totul înmulțit cu DT. Deci avem o expresie pentru elementul de lungime DL. Ca să aflăm lungimea întregii curbe, întregului arc de parabolă pe care îl descrie corpul nostru, trebuie să integrăm. Și atunci, integrală din DL va fi lungimea pe care o căutăm. Iar integrarea, pentru că avem aici DT, trebuie să se facă între limitele T egal cu 0, pentru că la momentul inițial T este egal cu 0, și până la T egal cu 2V ori sin de alfa supra G, care reprezintă timpul total de zbor. Deci T1 este 0, în timp ce T2 este 2 ori V ori sinus de alfa supra G. Să luăm expresia de subradical și să facem calculele. Avem V pătrat ori cosinus pătrat de alfa plus, ridicăm acest binom la pătrat, V pătrat ori sinus pătrat de alfa minus 2 VGT ori sinus de alfa plus G pătrat ori T pătrat. Se vede că dacă îl dau factor comun pe V pătrat din primii doi termeni, voi avea V pătrat pe lângă sin pătrat de alfa plus cosinus pătrat de alfa. Și știm că sinus pătrat de alfa plus cosinus pătrat de alfa este 1. Așa că din acești doi termeni rămâne doar V pătrat minus 2 VG ori T ori sinus de alfa și plus G pătrat ori T pătrat. Deci expresia de subradical devine cea pe care o vedeți scris aici. Și acum trecem la integrare.
integrală dintre L va fi L, lungimea pe care o căutăm, și sub radical vom avea, deci, această expresie. Lungimea pe care o căutăm se poate, deci, calcula cu ajutorul acestei integrale, iar limitele sunt T1 egal cu 0 și T2 2V ori sinus de alfa supra G. Să notăm sinus de alfa cu U ca să simplificăm un pic notația. Și atunci avem că lungimea este integrală de la 0 la 2VU supra G din radical din V pătrat minus 2VGTU plus G pătrat ori T pătrat DT. Ei, ajuns aici, trebuie să mă opresc o clipă ca să-i mulțumesc colegului meu, profesorul de matematică Ioan Lung, pentru că i-am cerut ajutorul la rezolvarea acestei integrale și a găsit o rezolvare mult mai frumoasă, mult mai elegantă decât cea la care mă gândeam eu. Și această rezolvare pleacă de la un artificiu de calcul, după cum veți vedea imediat. L este, deci, integrală de la 0 la 2VU supra G din radical din. Și acum putem scrie așa. G ori T minus V ori U totul la pătrat plus V pătrat și minus V pătrat ori U pătrat DT. Și dacă veți ridica binomul la pătrat și veți reduce termenii care se pot reduce, veți vedea că obținem exact același lucru pe care l-am avut mai înainte. Dar această formă a expresiei de subradical ne permite să facem o schimbare de variabilă. Ca să facem schimbarea de variabilă, avem în paranteză o funcție, să notăm fi de t, g ori t minus v ori u, și să o notăm cu z. Și atunci se vede că dz va fi fi derivat de t, dt, iar fi derivat de timp este g mic. Și avem atunci că dz este g mic ori dt, de unde rezultă că dt este dz supra g. Și ca să putem face integrarea, mai avem nevoie de limitele de integrare. Păi se vede că pentru t egal cu 0 voi avea minus VU, iar pentru 2VU supra G, G ori 2VU supra G, G se simplifică și am 2VU minus VU, VU. Deci limitele de integrare vor fi de la minus VU la plus VU. Și avem atunci lungimea, de data asta calculată în funcție de Z, ca fiind integrală de la minus VU la plus VU, așa cum am spus mai înainte, din radical din Z pătrat plus V pătrat și minus V pătrat ori U pătrat DZ și mai am 1 supra G, care, fiind o constantă, iese în afara semnului de integrare. Ce se întâmplă mai departe nu vă voi mai arăta în detaliu, pentru că voi da doar o indicație care îi va ajuta pe cei care se descurcă cu calculul integral să termine calculele, iar pentru cei care nu se descurcă cu calculul integral n-ar avea niciun rost să mai vadă vreo două table cu
litere, numere și simboluri matematice. Și anume, ce trebuie făcut mai departe? Se face o integrare în părți, în care folosim egalitatea. Radical din E este egal cu E supra radical din E, unde E este expresia noastră de subradical. Și dacă scriem așa, atunci putem face integrarea prin părți, despre care v-am vorbit. Odată vom avea integrală din Z pătrat supra acest radical și apoi cealaltă integrală din V pătrat minus V pătrat ori U pătrat supra radicalul nostru. Și dacă facem așa, găsim o relație pentru lungimea arcului de parabolă. Aceasta este relația pe care o obținem prin integrare, folosind metoda pe care v-am spus-o. Și este o relație foarte interesantă, pentru că dacă nu uităm că U este sinus de alfa, atunci ea ne permite să calculăm lungimea traiectoriei descrisă de corpul aruncat, dacă cunoaștem viteza inițială și unghiul pe care îl face viteza cu orizontala. Mai mult decât atât, această formulă ne permite să calculăm și care este unghiul pentru care lungimea traiectoriei va fi maximă, sigur, considerând că viteza este constantă. Cum? Folosindu-ne de faptul că acolo unde derivata unei funcții se anulează, funcția are un extrem. Funcția noastră nu poate avea decât un maxim, pentru că minimul este când alfa este 0. Dacă aruncăm un corp la nivelul solului cu viteza paralelă cu solul, corpul nu va fi în aer nicio clipă. Deci în cazul acela, lungimea devine 0. Derivata acestei paranteze va fi 2 de aici și cu 2 de dincolo 4 minus 2u logaritm natural din 1 plus u supra 1 minus u. Și dacă egalăm această derivată cu 0, putem face un calcul numeric și găsi valoarea lui U, pentru care derivata este 0, ceea ce înseamnă că pentru care lungimea va avea o valoare maximă. Ne-am notat cât este această valoare. Valoarea lui U, care se poate calcula din această expresie, este aproximativ egală cu 0,834. Și pentru că U este sinus de alfa, înseamnă că alfa este arcul al cărui sinus are această valoare și acel unghi are valoarea aproximativă, mi-am notat și asta, de 56,47 de grade. Deci, dacă vreau ca lungimea arcului de parabolă descris de corpul aruncat să fie maximă pentru o anumită viteză, atunci aruncarea trebuie să se facă la unghiul de 56,5 aproximativ de grade. Acolo avem maximul pentru lungimea arcului de parabolă. Sper că v-a plăcut problema de azi și mai sper că ați înțeles că nu se poate face fizică fără matematică. La revedere!